Miercuri 25 septembrie 2019 la ora 15 la Muzeul Unirii din Iași a avut loc cea de-a doua ediție a Salonului Internațional de Artă Singulară ANARTE. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală ANARTE cu sprijinul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași și Complexul Național Muzeal Moldova Iași. La ediția din acest an a salonului au participat artiști singulari din țări precum Franța, Iran, Anglia, Australia, Italia, India și nu în ultimul rând România. Arta singulară nu ține cont de normele academice, fiind un gen spontan și original care cuprinde o multitudine de genuri precum arta naivă, arta primitivă, arta vizionară și arta intuitivă. Obiectul membrilor Asociației Culturale ANARTE este de a diversifica și actualiza informația culturală, dar și să creeze punți culturale între artiștii din România și cei de peste hotare. Printre participanți s-a numărat și francezul Marc Bourlier, pictor și sculptor, un artist extrem de activ din punct de vedere expozițional, ale cărui lucrări au fost expuse în numeroase țări, printre care China, Rusia și SUA. Marc Bourlier, je suis français, je suis un artiste qui vit et travaille à Paris. Mă numesc Marc Bourlier, sunt un artist care trăiesc și lucrez la Paris. Am fost invitat de Adina Scutelnicu pentru a-mi expune lucrările aici, la Iași. Noi ne cunoaștem de mai mulți ani, ne-am întâlnit prima dată în Franța în legătură cu activitatea mea artistică. În realizarea lucrărilor mele folosesc materiale foarte simple pe care le găsesc pe plajele din nordul Franței și asamblez în atelierul meu de la Paris. Un alt artist de renume este și ieșanul Sorin Purcaru. Mie îmi place foarte mult să construiesc forme, să plăsmuiesc fragmente dintr-o realitate transpusă prin imaginație. Și ceea ce vedeți aici, asta cred că mă reprezintă, ființe parțial umane, parțial altceva, care se adună, capătă energie, capătă formă și, bineînțeles, că în relația cu spectatorul capătă și sens. Expoziția a fost curatoriată de criticul de artă Adina Scutelnicu, președintele Asociației ANARTE, care a prezentat alături de profesor universitar dr. Cornelia Bordașiu de la Universitatea Națională de Arte din Iași lucrările expuse la vernisaj.